Meditația ghidată, iubirea de sine. Te rog, ia aminte că lacrimile curăță și vindecă, iar când căscăm, eliminăm blocajele și energiile negative din corp. Du mâinile în dreptul inimii și închide ochii. Respiră profund. Respiră profund în inimă. Acest moment este despre tine, draga mea. Nimic altceva nu contează în afară de propria ta descoperire. Orice altceva este irelevant. Respiră profund și fii atentă la poziția corpului. Devino din ce în ce mai conștientă de corpul tău și lasă mușchii să se relaxeze. Devino conștientă de propria respirație și lasă-te învăluită de acest sentiment de liniște din creștet până în tălpi. Simți cum mintea și corpul sunt cuprinse de o pace profundă. Te simți din ce în ce mai ușoară. Bucură-te de acest moment. Respiră profund. Inspiră. Expiră. Concentrează-te în interior și lasă grijile să se dizolve. Și încetul cu încetul simți cum pășești într-o stare de liniște și confort. Imaginează-ți că ești protejată. Simți cum o energie aurie îți cuprinde întreg corpul și ești deschisă la tot ce vei învăța despre tine. Respiră profund. Inspiră. Expiră. Și eliberează-te de orice gânduri ce au legătură cu decizii vechi, cu experiențe de demult, cu îngrijorări sau probleme din trecut. În acest moment, fii conștientă doar de tine, așa cum ești tu, acum. Fiecare dintre noi este valoros prin el însuși, pentru simplul fapt că s-a născut. Nimic din ceea ce faci sau din ceea ce se întâmplă în viața ta nu poate măsura valoarea pe care o ai. Este dreptul tău din naștere să fii liberă și plină de bucurie. Ai dreptul să fii fericită. Fericirea este scopul vieții tale. Meriți să fii iubită. Tu însăși ești iubire. Uneori te întrebi, sunt eu demnă de asta? Merit eu acest lucru? Respectul de sine îți va determina atitudinea. Dacă tu crezi că poți face acest lucru, atunci vei putea. Dacă tu crezi că nu poți face acest lucru, atunci nu vei reuși. Așa că ce-ar fi să iei o pauză și să-ți iei ceva timp cu tine să schimbi
credințe vechi, să renunți la convingeri care nu sunt de folos, pentru a putea înțelege că meriți. Meriți fiecare binecuvântare care acum își croiește drum în viața ta spre tine. În acest moment, încep să schimbi povestea pe care ți-o spui de atât amar de vreme. O scrii așa cum vrei tu să fie. Nu este nevoie să ștergi capitole întregi din viața ta. Povestea este ok așa cum a fost scrisă, doar că acum alegi altceva. Alegi ceva mai bun. Alegi un viitor mai luminos, plin de iubire, și alegi să te iubești pe tine și pe toți cei care îți ies în cale. Alegi să te accepți așa cum ești, cu bune și cu rele, și alegi să îi accepți pe cei pe care îi întâlnești, fără să mai simți nevoia să îi schimbi. Alegi să nu te mai judeci și alegi să nu mai judeci pe nimeni altcineva, pentru că știi că astfel vei avea timp să iubești mai mult. Astfel vei avea timp să te iubești mai mult. Respiră adânc și simte pacea din inima ta. Inspiră. Expiră. În acest moment, înțelegi cât de valoroasă ești. În acest moment, te accepți profund și complet. Fii conștientă de valoarea ta. Pentru că întotdeauna ai fost valoroasă. Întotdeauna ai fost unică. Expiră și înlocuiește gândurile învechite cu noi posibilități. Și înlocuiește toate temerile vechi cu decizii noi. Decizii noi despre viața pe care tu ți-o creezi, chiar din acest moment. Ești în perfectă armonie cu tine însăți. Ești în perfectă armonie cu lumea întreagă. Poți crea lucruri noi. Poți crea tot ce-ți dorești. Tu poți. Acum repetă după mine în gând. Sunt recunoscătoare pentru trecut. Sunt recunoscătoare și mă eliberez de trecut. Aleg în mod conștient și aleg să învăț din toate experiențele mele. Și îmi dau seama că lecțiile pe care le-am învățat m-au pregătit pentru acest moment.
în care aleg să creez un viitor extraordinar. Prin simplul fapt că aleg să mă iubesc pe mine însămi. Am avut nevoie de fiecare experiență pentru a ajunge aici. Nu trebuie să îmi cer scuze pentru alegerile pe care le-am făcut în trecut. Nu trebuie să îmi cer scuze pentru deciziile pe care le-am luat sau pentru deciziile pe care nu le-am luat. Am făcut ceea ce am putut, cu ceea ce am știut, la acel moment. Rușinea, vina, reproșul, regretul sau furia nu au nicio putere asupra mea și nu le mai dau voie să locuiască în mintea și inima mea. Elimin chiar acum rușinea, vina, reproșul, regretul și furia. Aleg să fiu cea mai bună prietenă a mea. Aleg să mă iubesc pe mine însă înainte de toate. Și voi arăta și celorlalți că merit să fiu iubită. Și știu că tot ceea ce am nevoie pentru a avea o viață frumoasă și împlinită există deja în mine. Nimic din afară nu m-ar putea face să mă simt întreagă și completă. Totul, absolut tot ce am nevoie, se află deja în interiorul meu. Așa cum sunt, sunt de ajuns. Am fost întotdeauna. Fiecare decizie pe care am luat-o a fost cea mai bună decizie pe care o puteam lua, ținând cont de ceea ce știam în acel moment. Deciziile mele mi-au adus fie experiențe frumoase, fie lecții importante. Și acum știu că am avut nevoie și de unele și de celelalte. Sunt recunoscătoare pentru toate lecțiile pe care le-am învățat. Sunt recunoscătoare pentru lecțiile pe care le-am învățat de la familia mea. Sunt recunoscătoare că înțeleg de ce și care sunt ele. Sunt recunoscătoare pentru faptul că am înțeles că sunt de ajuns. Pentru că am înțeles că Dumnezeu m-a creat în mod perfect. Sunt recunoscătoare pentru lecțiile pe care le-am învățat din relațiile mele. Și pe măsură ce evoluez, învăț să am și mai multă compasiune față de mine. Și mai multă înțelegere. Iar pe măsură ce mă iert, relațiile mele se transformă și devin din ce în ce mai armonioase. Sunt recunoscătoare pentru lecțiile pe care le-am învățat în momentele dificile din viața mea. Datorită acestor lecții, am devenit o persoană hotărâtă. Datorită lecțiilor pe care le-am învățat de la familia mea, am învățat să fiu o persoană fermă. Lecțiile învățate din relațiile mele m-au învățat să mă bucur de viață. Datorită tuturor acestor lecții, sunt cine sunt. Și sunt gata să mă bucur de viață.
Îmi dau seama acum de faptul că experiențele, momentele în care îmi spuneam că nu merit, sunt de fapt momentele care m-au condus aici. Ele mi-au dat energia de care aveam nevoie ca să cresc și să mă transform pentru a deveni persoana care sunt astăzi, care își asumă responsabilitatea pentru viața sa și pentru deciziile pe care le ia. Înțeleg acum că numai de mine depinde să mă bucur de călătorie. Numai de mine depinde să mă bucur de viață. Mă bucur de acest moment în care îmi dau seama, o dată în plus, că eu merit. Eu sunt de ajuns așa cum sunt și așa a fost dintotdeauna. Fiecare experiență prin care am trecut m-au condus la persoana care sunt azi și fiecare experiență prin care am trecut, indiferent de cât de dureroasă sau cât de dificilă sau cât de nedreaptă părea să fie, a trebuit să se întâmple pentru ca eu să pot deveni mai puternică, pentru ca eu să învăț să iert, pentru a activa măreția, răbdarea și tenacitatea din sufletul meu. Sunt aici și sunt puternică. Iar astăzi, fără să mă justific, îmi dau voie să strălucesc. De acum nu mă mai fac mică, gândindu-mă că ceilalți se vor simți slabi în prezența mea. Nu mă mai micșorez pentru a fi acceptată. Voi înceta să nu mai dau voie să strălucesc gândindu-mă la ce vor crede ceilalți despre mine. Astăzi mă iubesc așa cum sunt. Mă accept așa cum sunt, profund și complet. Și conștientizez faptul că nu ajută pe nimeni și la nimic dacă eu mă fac mică. Conștientizez faptul că atunci când îmi dau voie să strălucesc, este posibil să alung și întunericul din sufletul altcuiva. Atunci când îmi dau voie să strălucesc, mă iubesc cu adevărat. Când strălucesc, ofer în mod inconștient permisiune și celor din jurul meu să facă la fel. Ziua de astăzi reprezintă un nou început. Azi încep o nouă viață, la temelia căreia pun puterea iubirii de sine. Pentru că aleg să mă iubesc și să am grijă de mine din ce în ce mai mult. Pentru că aleg să trăiesc o viață plină de iubire. În câteva momente veți deschide ochii și veți simți că sunteți întregi și complete. Și veți simți că sunteți puternice. Vă veți simți vindecate de dureri vechi. Vă veți simți pline de recunoștință. Vă veți simți în armonie cu voi, înșivă și cu viața voastră.